Top 4 ora 12. Emisiune Cluj despre oameni acestui oraș. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți în momentele ce urmează știri și evenimente locale. Săptămâna trecută, la Hotel Gerald, a avut loc cea de-a doua ediție a bursei Nicodemus. Dacă anul trecut premiul cel mare a fost de 5.000 de lei, anul acesta 9 elevi preselectați din cele 3 licee rădăuțene au concurat pentru o bursă de 7.000 de lei. Pentru această ediție a bursei, Costel Babiuc a oferit în total 20.000 de lei. Toți cei prezenți au câștigat câte un premiu de participare, s-a oferit și un premiu special și ultimul premiu va fi decernat grupului participant care va mediatiza cel mai bine pe internet sau prin pliante și alte proiecte acțiunea Bursa Nicodemus. Dăm de menționat că cele 200 de milioane vechi reprezintă și de această dată o recunoaștere financiară a celor mai străluciți elevi rădăuțeni, o bursă care nu vine din partea unei fundații, asociații non-profit sau a unei firme, ci este oferită personal de mărinimosul Costel Babiuc. Hotelul Gerald ne invită în sala de conferințe, ne primește ca o gazdă bună și în această seară. Să mulțumim domnului Cătălin pentru a doua ediție a bursei Nicodemus. Să facem pentru început cunoștință. Cei care vor concura sunt acești tineri mândri și frumoși. O parte dintre ei îi știu de anul trecut. Sunt cele mai mari valori ale celor trei licee sau colegii naționale reprezentative ale orașului nostru. Sunt oamenii pe care aceste școli au decis să-i trimită în față pentru că vor reprezenta aceste școli și de ce nu au șansa să câștige Bursa Nicodemus. Bursa Nicodemus este în esență un premiu anual care a fost instituit de către domnul Costel Babiuc în anul 2007, premiul cel mare fiind de 50 de milioane, la care s-au mai adăugat multe alte premii. În această seară, unul dintre voi va pleca mai bogat cu 70 de milioane, dar nu vă ascund faptul că pentru cele patru domenii despre care veți avea de scris sau de vorbit în această seară, mai există premii mari și vor fi surprize pe măsura voastră, pentru că dacă voi v-ați ridicat la nivelul de a fi în seara asta aici, e bine, și organizatorii, de fapt mai ales Costel Babiuc, nu vă va înșela așteptările. Cei care vor juriza prestația din seara aceasta sunt oameni care au fost desemnați funcție de cele patru domenii. Pentru domeniul management a fost ales domnul director tehnic al firmei Jaeger România, domnul Ioan Banciu. Despre personalități culturale din Bucovina, atunci când veți vorbi sau veți scrie, doamna Rodica Iațencu, cercetător științific la Institutul Bucovina, vă va... Fără să mai aibă nevoie de prezentare, jurnalistul Florin Cotos, omul care se află în spatele ziarului săptămânalul de Rădăuți, va fi cel care va analiza ce ați scris la rubrica Jurnalism. Jurnalism de aici, de la noi din zonă, de actualitate, de eveniment economic, sportiv, voi v-ați pregătit și pentru cel politic pe care noi de această dată nu-l vom lua în calcul. În aplauze, Florin Cotos. Pentru că vorbeam nu cu foarte mult timp în urmă despre orașul Rădăuți și potențialul său economic, despre faptul că poate fi exploatat turismul la noi în zonă, dar nu numai turismul, ci ar trebui să devină un brand orașul Rădăuți, la proba a patra, domnul director al Hotelului Gerald, nu în cele din urmă, ci în cele din tâi, domnul Cătălin Budariu. Dacă credeți că ne-am încălzit, aș vrea să încercăm să ne cunoaștem și cu dumneavoastră. Pe rând, așa. Sunt Olegan Alexandre, de la... Mai tare, mai tare. De la Colegiul Tehnic Rădăuți. Sunt în clasa 10.
și am venit să reprezint colegi. Succes! Tot colegiul tău, am participat și anul trecut. Sper să reprezentăm imaginea orașului colegiului cât mai bine. Ai participat și anul trecut? Ce ai făcut cu banii? I-am investit într-o afacere. I-ai investit. Și alături de Alexandra și Cristian, voi reprezenta, voi reprezenta colegiul tehnic Rădăuți. Succes! Mă numesc Coica Adrian și reprezint Colegiul Național Rădăuți cu Mozachi, unde sunt elev în clasa 12. Să devii un concurent puternic în afacerile domnului Babu. Mă numesc Bogdan Telica, sunt de la liceu Andrei Mitescu Rădăuți și vreau să câștig astăzi. Succes! Mă numesc Bogdan, reprezint grupul școlar de Micor Rădăuți și sper să câștig în această seară. Școlar agricol Andrei Mătrescu și încerc să dau imagini bună de liceului. Da, mulțumesc foarte mult! Trebuie să ne mișcăm foarte repede. O să vă spun că prima probă aleasă a fost proba management. Domnul director tehnic Ioan Banciu de la EGAR ne va spune câteva detalii despre rubrica de management. Au fost alese rubricile management, jurnalist, personalități din Bucovina și brandul de oraș, pentru că, în principal, fiecare liceu are ceva în comun cu aceste domenii de concurs. Dacă unii stăpânesc mai bine, probabil, noțiunea de management, alții vor stăpâni mult mai bine noțiunile de jurnalist. Și așa mai departe, am vrut ca toți să aveți, de la plecare, șanse egale. Domnul Banciu, dacă ne dați câteva detalii, am înțeles că v-ați mai întâlnit cu copiii înainte de această probă. Ne-am mai întâlnit odată, bună ziua, odată. Unii dintre voi m-au și contactat și sper că răspunsurile pe care le-am dat v-au ajutat. Accent se va pune pe originalitatea idei, pe atenția acordată costurilor, deci pe abilitatea ideii și pe prezentarea în general. Aveți 5 minute să vă expuneți ideea, dar înainte de asta o să trageți la sorți ordinea de intrare în concurs. Cei care nu prezintă o să iasă pe hol. Și o să intre în ordinea cronologică. Deci, la această probă va trebui, după ce veți extrage ordinea de intrare în concurs, să ieșiți afară, da? Și să intrați unul după altul, să vă prezentați tema. Teme sunt agricultură și silvicultură, transporturi, divertisment și timp liber, industrie și publicitate. Advertising, da? Aveți câte 5 minute la dispoziție. Eu o să trag la sorți. Da. Ok. Este cineva care vrea să fie primul în această extragere? Pentru ordinea în care va fi? Sparge cineva viața? Da. Ordinea în bonus. Domnișoara, deci vei fi a patra. Da? Se notează în jur, așa că poți să continui și cu ceilalți, da? Mergem. Hai. Dacă cineva vrea să vă grăbesc în partea asta,
Da? Cristian Sesonă. Nu, că e, linia e jos. Bun. Haideți întâi să enunțăm... Cine are numărul 1, da? Numele? Crăciun Vasile Ionuț. Crăciun Vasile Ionuț la numărul 1. 2. Stoica Adrian. 3. Eugenia Voiașciuc. 4. Alexandra. 5. Stelica Buzdan. Buzdan Stelica. 6. Bogdan Bogdan. Bogdan Bogdan. 7. Mihai Cluj. 8. Raluca. Și 9. Cristian. E subiectul. Care este industrie. Este industrie. A fost o coincidență? Coincidență pură. Nu sunt toate cu industrie. A, deci subiectul este industrie, da? Deci să rămână numărul 1, restul va fi pe bordine. Pentru această probă am ales construcția unei centrale eoliene aplasate în zona Brădetului, deoarece în această zonă, la atitudinea de 60-90 metri, există curenți de aer favorabil funcționarea acestei centrale. Ca centrală, am ales centrala eoliană Nordex N80, capacitate totală de 2,5 MW. Prețul acestei centrale este de 600.000 de euro. Transportul va costa 250.000 de euro. Trenul aproximativ 1.000 de euro. Racordarea 40.000 de euro. Iar terenul va fi un preț foarte mic de 1.000 de euro. Deci din tot această sumă vom rămâne cu 108.800 de euro. Megawattul pe piață se vinde cu un preț mediu de 50 de euro. Producția medie de an este de 14.400 de megawatts. Această producție am calculat-o la 300 de zile și la o capacitate de 2 MW pe oră. Costurile pentru funcționarea acestei eoliene vor fi de 0,015 euro pe kilowatt, în care este inclus insecticidul, uleiul necesar funcționării și întreținerea. Deci costurile pe an s-ar ridica la total de 165.600 de euro. Încasările din energie electrică obținută vor fi de 720.000 de euro. Deci, din aceasta vom obține un profit brut de 554.400 de euro, iar profitul net va fi de 466.696 de euro. Vom angaja un singur om pentru întreținerea eolenei. Am văzut de pe site-ul ANR, care arăta o hartă interactivă cu zone unde se pot amplasa centrale eoliene. Deoarece aici este cu în zona Brădetului, se află un culoar, curenții de aer vor exista într-un continuu. Dar eu am ales totuși o producție medie, astfel încât să nu spun de maxim. Centrala eoliană este pe o centrală care are cutie de viteză și se bazează pe vânturi mai slabe, vânturi de stat de slabă. Revenim la tema. Tema este management. Vi se pune la dispoziție suma de 1.000.000 de euro și trebuie să propuneți un proiect pentru zona Rădăuți în următorul domeniu. Agricultură, silvicultură, transportul, divertisment, timp liber, industrie. Am ales pentru domeniul industrie să fac o afacere în industria energetică. Ideea afacere. Afacerea constă într-o platformă de producție a biogazului, folosind ca materie primă deșeuri menajere biodegradabile. Întâi ce este biogazul? Biogazul este un combustibil format dintr-un amestec de gaze inflamabile la care se adaugă dioxidul de carbon inert, în principiu metan și hidrogen, și poate fi valorificat ca atare sau poate fi distilat pentru a obține gaz metan pur. Procesul de producție al biogazului presupune utilizarea unor containere denumite digestoare, realizate din oțel, fontă sau cărămidă, în care se depozitează deșeurile organice, se adaugă culturi de bacterii metanogene și apoi, în decurs de 14 zile, cât durează ciclul de producție, se sintetizează gazele rezultate. Întâi și întâi vreau să scot în evidență punctele tare ale afaceri.
Existența materiei prime este un factor foarte important în urma unui studiu realizat la Colegiul Național de Dosu Kurmuzaki, care s-a ocupat cu probleme de gestiune a deșeurilor. Am constatat că în Rădăuți, în anul 2007, s-au produs 885 de kilograme de deșeuri pe cap de locuitor, din care o pondere de 55% reprezintă deșeuri menajere biodegradate. Prețul foarte mic al materiei prime, sub 0,01 cenți pe kilogram și existența unui produs secundar comercializabil, respectiv îngrășământul organic, care rezultă în urma digerării complete a materiei organice. Se comercează conform producătorului de instalații de biogaz liter la 14 cenți kilogram. Un alt argument este prețul extrem de mare al gazului metan fosil, care s-a majorat cu 70%, și epuizarea la nivel global de resurse de gaz metan fosil. Oportunități care vor ajuta dezvoltarea afacerii constau desfințarea în cursul anului 2008 a gropii de gunoi a municipiului Rădăuți, ceea ce va determina administrația locală să caute o alternativă mai ieftină de a trata problema deșeurilor. Existența a mai multor abatoare care produc cantități însemnate de resturi animale, momentan incinerate la costuri ridicate, și adoptarea unei politici de sortare a deșeurilor de către administrația publică locală, care va elimina costurile de sortare. Vom vorbi puțin despre eficiență înainte să trecem la datele economice. Întâi și întâi aș vrea să precizez că un digestor produce aproximativ 3 metri cub de biogaz pe zi, raportat la 10 metri cub de materie organică. Ciclul de producție durează, după cum am spus, 14 zile. Vârful producției se atinge la mijlocul acestei perioade. Și un metru cub de biogaz valorează aproximativ 1/3 din prețul unui metru cub de gaz metan fosil. Prin procesul de distilare se pierd între 10 și 40% din cantitatea de biogaz, dar se ating concentrații de metan apropiate de 100%. Aș vrea să precizez și că biogazul are capacitate calorică la jumătate din cea a gazului metan fosil. Am prezentat câteva din coordonatele financiare ale afacerii. În primul rând, costurile. La secțiunea A avem costurile de pornire, care se compun din costurile de construcție ale digestoarelor. Am aproximat la 800 de euro fiecare. Construcția se va realiza din cărămidă. Costul terenului, costul clădirii sediului principal, costul instalației de distilare, costul unui metru de țevi, costul unei butelii de gaz, costul utilajului de distribuire și transport și costul publicității. Informațiile au fost preluate folosind ca bibliografie pagina oficială a companiei Ilter, care comercializează astfel de instalații. După enumerarea costurilor salariale și de producție, se constată că n-am căput în coloană, reprezintă 31/10^7 kilograme de deșeuri biodegradabile. Și costul culturii de bacterii reprezintă costurile de producție ale biogazului. În urma cercetărilor am stabilit că capacitatea unui digestor trebuie să fie de 30 de metri cub. El este blocat în procesul de producție timp de 14 zile și o cantitate mai mare ar putea risca un flux de producție blocat. Și la încasări, vreau să precizez că biogazul se comercializează cu 0,5 euro în metrul cub. Okay. Deci, ideea pe care vreau eu să vă propun este în industria alimentară, o fabrică de derivate din lapte. De ce am ales această idee? Pentru că consider că zona este potrivită din punct de vedere al producției de lapte și aș putea colecta laptele din zona rurală din jurul municipiului sau aș încerca să fac un contract cu o fermă din zonă. Aș încerca de asemenea să obțin contracte cu consumatori importanți. Cum ar fi, aș încerca să obțin un contract pentru Programul Național Corn cu Lapte pentru copii sau un contract cu hoteluri sau restaurante din zonă care ar fi consumatori constanți. Personalul necesar pentru această fabrică sunt 3 șoferi auto, 20 de muncitori, director executiv, manager și o persoană care se ocupe cu relațiile cu publicul sau cu clienții.
Descrierea activității curente a societății. Trei șoferi, 20 de muncitori și un... Un director executiv, director. Un manager și o persoană pentru relații cu publicul. Descrierea activității curente a societății. Deci societatea va prelucra laptele și va realiza produse derivate din acesta. Va realiza de asemenea transporturi către piața de desfacere și se va ocupa de ambalarea produselor proprii. Date privind mijloacele fixe sunt aflate în proprietatea societății. Terenul pentru amplasare este de 30 de ani, într-o zonă periferică, iar costul acestui de teren va fi de 60.000 de euro, 2.000 de euro pe an. Construirea clădirii, 2.500 de euro, tot cu TVA. 2.500 de euro. Clădirea 2.500 da. De euro? Clădirea cu finisare și cu... Metru pătrat. Metru pătrat de construcție. Nu mai vedem. Okay. Utilajele producției. Mașini de pasteurizare a laptelui, mașini pentru ambalat, lichide și alimente buspase, ce vor avea atât lapte pasteurizat cât și iaurt, sunt în alte derivate. Grup acumulator de gheață, mașină frigorifică, rezervor de transport lapte, amestecător topitor pentru obținerea cremelor tip ATC80, instalație preparare iaurt plus produse acidofile și cântare electric, iar aceste utilaje vor costa aproximativ 220 de euro, nu, 220.000 de euro, conform Grateco Techno Plus din Cluj. De asemenea, voi folosi 3 mașini pentru colectarea laptelui, care vor costa 8.000 de euro fiecare, 24.000 de euro. Din această cauză, costurile totale vor ajunge la 568.600 de euro, iar profitul va fi de 336.000 de euro. Care profit? Profitul din producerea laptelui, pasteurizat 1200 de litri de lapte, a 2 euro litrul, timp de 28 de zile, 67.200 de euro. 800 de litri de lapte pentru iaurt, la 2 euro litrul, 44.800 de euro, iar 200 de, litri de lapte pentru obținerea 1600 kg cașcaval, 224.000 de euro. Rata rentabilității firmei este de 58% și rata profitului este de 38,21%. Amortizare 538.000 și salarii indirecte 9.600 de euro. Probabil că aș încerca să îmi fac publicitate mai întâi, înainte de a deschide afacerea. Aș încerca atât pe plan TV, radio, fluturașe sau și afișe. Da. Eu m-am gândit la domeniul reciclării. Nici pare. Ai 5 minute. Un cuvânt pe care nu l-au simt prea des în rost este reciclare. De aceea m-am gândit la reciclarea peturilor. Mi s-a părut o afacere profitabilă și am o firmă care se ocupă cu colectarea peturilor și reciclarea lor și face contracte cu alte firme, gen Coca-Cola, de răpărtare și vinde peturile. Practic, procesați peturi vechi și obțineți peturi noi. Da. Știm că unele dintre materialele pe care le folosim nu se pot recicla, iar unele se reciclează foarte mult timp. De exemplu, cărțile de credit pe care le folosim se reciclează în 1000 de ani. Firma va fi avea sediul pe un teren de aproximativ 5 hectare. Am calculat la 10 euro metru pătrat, adică aproximativ 50.000 de euro. Va costa tot terenul. Voi folosi 5 mașini speciale, atât de 25.000 de euro fiecare, adică 125.000 de euro pentru toate. Muncitori vor fi 5 șoferi, câte unul pentru fiecare mașină. 10 muncitori, 12 muncitori care vor colecta peturile și 10 muncitori în fabrică. O instalație pentru producerea peturilor este în jur de 80.000 de euro și vă folosesc la una. O
costul unui pet nou este de 0,022 de cent și am calculat că la aproximativ 20 de milioane de peturi fabricate într-o lună, vom avea o producție de 40.000 de euro în lună, adică suma va fi de 48.000 de euro în lună. Și profitul pe care l-am calculat după ce am scăzut materiale folosite, salariile pe care le voi da, este de 176.400 de euro. Reciclarea este întâlnită în foarte multe țări, dar prin Redox nu am putut așa o afacere. M-am gândit că dacă voi colecta de la anumite firme, îmi vor da și ele câțiva bani ca să le iau, să îi descotorosesc de ele. Știm că reciclarea este necesară pentru a obține materii prime necesare fabricării de noi produse pe care le folosim. De asemenea, reciclarea reduce poluarea și știm că foarte mulți oameni se preocupă de poluare. Materiale pe care nu se pot recicla sunt materiale ceramice, spray-urile, resturile metalice atașate magneților. Am scris și câteva modul care se reciclează peturile. Trebuie să le spălăm și să le aplatizăm. Trebuie să le îndepărtăm capacele și să nu punem sticle în produse care au conținut produse petroliere, deoarece noile peturi și vor conține și ele. Interesantă. Deci care este suma total investită? Păi 13.193.600, scrie în paranteză, și profitul nostru 176.400 de euro. Și vă voi împrumuta 500.000 de euro, nu voi avea nevoie de 1.000.000 de euro de taxate. Deci nici dacă aveți 1.000.000 de euro la niște dobânzi foarte avantajoase, preferați să investiți doar 500.000 și nu 1.000.000? Da, știm că dobânda la 1.000.000 de euro va fi de aproximativ 15% și se va diminua 11%, se va diminua pe măsură ce plătim. Și m-am gândit că nu are rost să împrumutăm toată suma de 1.000.000 și să luăm doar 500.000. Pentru că dacă am luat restul, nu merge să facem tot. V-ați interesat cine produce în România peturi? Personal pentru vânzări? Peturile vor fi stocate într-un depozit din interiorul firmei și vor fi ambalate și trimise. Da, nu se vând singur. Păi eu. Și vor veni firmele să le colecteze, firmele cu care vom încheia contractul. Planul de afaceri este producerea din energie. Strategia este achiziționarea de două centrale eoliene de capacitate mare, mai exact 500 de kW pe centrală. Următorii pași în producerea comună de afaceri este înființarea unei firme, achiziționarea unui teren în zona Rădăuți, mai exact lângă punctul de transformare a energiei electrice, lângă Volovăț, achiziționarea de centrale, împărarea lor, montarea lor, tot firma care, de la firma care achiziționează centrale, firma Socru și montarea lor. Structura personală, este nevoie de o singură angajat, întreținerea
Încesc să angajați. Planul operațional este în prima lună înființăm firma și achiziționăm terenul, în a doua lună achiziționăm centralele și montarea lor, iar dintr-o treia lună începe producția. Planul financiar este următorul. Înființarea firmei costă în jur de 1.000 de euro. Achiziționarea teren are nevoie de 50 de ani. 1.000 de euro pe și 4.500 de euro achiziționarea terenului. Achiziționarea și montarea centralei ordine costă 900.000 de euro. Două centrale de pe terminate. Cum am spus, în total 1 megawatt producția am două centrale. Branșarea la centrale mă costă 20.000 de euro. Am un plan vinderea energiei electrice către electrica. Iar branșarea către electrica mă costă în jur de 20.000 de euro. Cheltuieli cu întreținerea, deci branșarea, cheltuielile cu întreținerea și restul cheltuielilor se referă pe an, nu pe an. 4.000 de euro pe an întreținerea cu centralele, mă scuzați, 4.000 de euro centrala, 8.000 de euro pe an. Data salariului pe ei sunt singur angajat, pe an am ajunge 12.000 de euro. Alte cheltuieli neprevăzute de 1.000 de euro pe an, iar rata la bancă a 1.000.000 de euro ajunge la 120.000 de euro pe an. Iar previziunile financiare, cum am spus, curentul electric vreau să-l vând către electrica. 1 megawatt pe oră produc cam 2 centrale electrice, iar prețul care îmi oferă electrica este de 60 de euro pe megawatt. Deci, iar randamentul unei centrale este de 80%, adică 0,8 megawatt pe oră, produce într-o oră în zona Rădăuți, iar intensitatea vântului este de 70%, 30% este vânt calm, 0,56 de megawatt pe oră produc în zona Rădăuți, exact, în depresiune. 0,56 de megawatt este egal cu 33,6 euro, iar 33,6 euro pe oră, 24 de ore pe zi, efectiv produc 810 euro aproximativ pe zi. Iar 810 euro pe zi calculată la un an de zile, produsul brut, producția brută de energie electrică, este de 291.600.000 de euro pe an. Cheltuielile sunt totalul cheltuielilor inițiale în jur de 982.000 de euro. Iar cheltuielile anuale, care sunt și cheltuieli curente, sunt în jur de 121.000 de euro. Profitul, cum am spus, este 291 de euro pe an, minus cheltuielile anuale, deci profitul net este de 170.000 de euro. Și mure pentru că sunt gemurile sunt mai scumpe pe piață. Și un utilaj de făcut gem, format din autoclav, puter și instalații de închidere a cutiilor, m-ar costa 250.000 de euro. Acest utilaj ar face 2.000 de cutii a 300 de grame pe zi. Așa. Aș achiziționa 3 astfel de utilaje, obținând 7.800 de lei pe zi,
adică 2166 de euro. Ingredientele pentru 3 asemenea copii sunt 1 kg de acne, 11 lei, 1 kg de zahăr, 2 lei și o lămâie pentru 3 asemenea copii. Resursele umane de care aș avea nevoie ar fi un contabil, 5 responsabili cu aprovizionarea, 20 de muncitori, 5 responsabili cu întreținerea, 3 tehnicieni în programe informatice și o echipă managerială informatică în 2005. Construcția în care urmează să-mi desfășoară activitatea am evaluat-o la 150 de milioane. Asta, de exemplu, sunt depozite în care aș tăia și depozita. Ingredientele în total pe lună m-ar costa 15.000 de euro. Iar vânzările, 47.652 de euro. În total, pe lună, și un profit de 16.150 de euro. Am gândit eu, de producerea de energie eoliană, centrală, pentru Bruxelles. La capitolul personal, este foarte avantajos, deoarece nu necesită mulți angajați, este nevoie doar de un angajat care să rămână interzis. Planul operațional, constituire firmă, cumpărare teren, obținerea autorizației, construire cabluri electrice de la stații până la partea de transformare, instalarea, testarea și darea în folosință. Cheltuielile necesare acestei investiții sunt înființare firmă, 1.000 de euro, cumpărare teren, 40.000 de euro, construire de linii curent, 50.000 și cumpărare centrală. Previziunile financiare pentru această investiție sunt că o centrală se amortizează aproximativ 5 ani, 4-5 ani. Durata de viață este de 25. Întreținerea pe an de centrală costă 3.000 de euro. Producția este de 1.500 kW pe oră. Prețul pe megawatt este de 60 de euro. Și la capitolul calcule, am calculat că randamentul de centrale este de 80-90%. Rezultând 1,2 MW pe oră. Intensitatea vântului în această zonă este de vânt constant, aproximativ 70% în perioada anului, rezultând 0,8 MW pe oră. Producția propriu-zisă de 0,84 MW pe oră și aici calcule. 60 de euro MW rezultă 50,4 euro pe oră. 50,4 euro oră, deci 24 de ore de funcționare, din 1.209 euro pe zi. Și această sumă este încălzită de 360 de zile pe an, rezultând un total de 350.000 euro pe an. Cheltuielile necesare acestei investiții sunt de 3.000 de euro în centrală, numărul total de centrale fiind de 6, rezultând 18.000 de euro cheltuieli cu întreținere. 10.000 de euro, rata lunară, ținând cont că banii sunt luați din bancă. Durata lunară a creditului de 20 de ani mi-a rezultat un rata lunară de 10.000 de euro, rezultând 120.000 euro pe an. Și calculul care se calculează profitul este de 435.000 de euro, minus 131. Rezultând 280.000 de euro pe an, profitul. Aceasta este schema care dovedește ceea ce am spus eu. Viteza vântului trebuie să fie mai mult de 4 metri pe secundă pentru a putea funcționa central. Cam. Organizarea societății.
capacitate de pe acțiuni capital social 1000 de euro. Concert și personal, am zis că am nevoie de un manager, un director de vânzări și marketing, director tehnic, director resurse umane și contabil. Personalul direct productiv care va lucra în fabrică, am nevoie de croitor număr de 18, croitor pentru echipament, croitor de asemenea pentru încălțăminte, proiectant pe calculator, întrucât industria va proiecta întâi echipamentul, urmând doar să fie cumpărat. Secția de ambalare, 5 lucrători, un vânzător pentru magazinul de desfacere, iar personalul pentru curățenie 5 pentru cele sectoare. Am total de 45 de angajați. Am nevoie de un contract de colaborare cu un designer de echipament industrial. De asemenea, firma de pază și protecție. Serviciile oferite, echipament industrial de calitate, respectiv salopetă, mănuși, halată, haine de sezon, mantale și bocanci. Piața potențială. În general, firmele care se ocupă de servicii, industriile din zonă, fabricile industriale, construcții, ateliere de reparații și firmele cu profil servicii, respectiv încălzire, gaz, furnizorii de utilaje, am ales pe cei de mai aproape, Iași, Cluj și Calea Severin, materii prime și materiale, pentru salopete mai trebuie un polistier, un material combinație de polistier cu bumbac, 65% polistier, 35% bumbac, piești textilă pentru finisat, pielea pentru încălțăminte, ace de mașină sub vechi și nasturi și vă spun cât detaliile care mai lipseau. Respectiv cauciucul pentru papuci, bogani și... Cer scuze pentru cine de... Material impermeabil și pungile de ambalat și carton fabricat. În ceea ce privește costurile și profitul, am realizat un bilanț. Respectiv, producția preconizată va fi cu salopete 2000 de bucăți. Pare rău că o folosesc, dar mi se pare că merge. Halate tot număr de 2000, haine număr de 1000, mantale de 2000, mănuși 2500 fiindcă se vând, bocanci 400. De ce salopete 2000? Fiindcă o firmă are nevoie cam de două salopete pentru un muncitor. Salopete care oricât de bună calitate ar fi, cred că ar trebui schimbate în decurs de 2 ori. Fiindcă se vând. În ceea ce privește costul total de producție, ar fi 78.500 de euro pe lună. Coci fără de afaceri 229.375, conform calculului ce mai jos. Costul sediu, terenul 300.000, construcția sediului 150.000, capitalul fix, utilaje 26.000, mobila 1.500 de euro, calculatoarele necesare pentru angajații direct productiv 4.000 de euro, un total de 484.500. Costul de producție m-am raportat la salopetă o producție de 15 euro pe bucată, cu un preț de 25. Raportat la costul total, o rată a profitului de 27,62% și o rată la profitului la cifra de afaceri 21,64%. Capitalul utilizat 562.500. De ce nu l-am utilizat pe tot? Fiindcă am zis că cel puțin o parte din capitalul rămas se va folosi pentru dezvoltare, respectiv o nouă sală de desfacere și mi-aș dori să-mi asigur plata angajaților pe 3 luni, în cazul în care nu voi obține profit din primele luni de acasă. Pentru domeniul industriei m-am gândit la o fabrică bazată pe lucrare lapte. Lucrarea? Lapte. Această ocupație este specifică a creșterii animalelor, este specifică zonei, se încadrează perfect aici. Plus că este un mare deficit de produse lactate pe piață. Costurile totale vor fi de
670.000 de euro. Deci, pe lângă fabrica propriu-zisă de prelucrare, vom avea și o fermă. Deci vom prelucra laptele produs la ferma proprie, ferma care va consta în 30 de vaci de lapte, rasa Holstein, care un astfel de animal produce circa 30 de litri de lapte pe zi. Astfel, cantitatea pe zi va fi de calitate de lapte neprelucrat pe zi va fi de 900 de litri. După prelucrare va rezulta o cantitate de 600 de litri pe zi lapte și rezidurile, să spun așa, alte produse lactate, cum ar fi iaurtul sau smântână. Profitul pe care l-am calculat, l-am estimat, este de 150.000 de euro pe an. Rata de rentabilitate este de 22,4%. Investiția va fi... banii investiți vor fi împărțiți în următoarele categorii pentru achiziționarea acestor animale, 45.000 de euro. Un astfel de exemplar costă în jurul valorii de 1.500 de euro, prețul pieței. 100.000 de euro pentru achiziționarea utilajelor de prelucrare a laptelui. 250.000 de euro pentru amenajarea construcțiilor, a gradurilor pentru animale, a adăposturilor pentru hrană. 125.000 de euro pentru parcul auto. Produsele pe care le producem la firma noastră le distribuim cu mașinile din parcul nostru auto. Și pentru salariile personalului, 50.000 de euro pe an. Totodată avem și o linie de ambalare a produselor pe care le producem. Această utilajele necesare costă 100.000 de euro. Vă produceți și ambalajele? Deci ambalăm și ambalăm produsele și le vindem în ambalajele noastre. Le distribuim cu tot noi, probabil contractul cu magazinele. Deci din al doilea an de activitate, acest sector de producție sau, și de prelucrare a laptelui este avantajat pentru că dispune de subvenții de la Guvern și de la Uniunea Europeană. Și mergem mai departe pentru personalități culturale din Bucovina. Știu că sunteți curioși ce note ați luat, dar la momentul oportun veți afla, dar nu merge pentru pentru această probă, noi am selectat 10 personalități ale culturii din Bucovina, și anume Paul Celan, Matias Pitoană, Mihai Horodnic, Ion Nistor, Eudoxiu Frumuzachi, Vladimir Vepta, Mircea Străinu, Ciprian Corumbescu, Felicia Țigănescu și Rudolf Privicica. Îi rugăm pe concurenți să prezinte pe scurt câteva date legate de aceste personalități, din care să reiasă rolul acestora în cultura bucovinană, în mod deosebit. Da, și se va desfășura prin tragere la sorți. Deci se prezintă un singur subiect? Da, prezintă o singură personalitate, numărul care va fi extras, se va regăsi în această listă care este la mine și eu le voi spune ce personalitate trebuie să fie. Oral, da? Cine vrea să fie primul? Puftim. Bun, curaj. Hai. Am să dau un microfon. Personalitatea cu numărul 7. Răucan Alexandru, 7, da? Microfonul aproape de tine, te rog. Te rugăm să prezint câteva date legate de Mircea Străinu.
Personalitate înainte de acest concurs. Nu prea știu despre cetățenii de onoare a acestui oraș, pentru că ea este un cetățen, desemnat cetățean de onoare. S-a născut la Coronii pe Jos și a murit în 2003 la Rădăuți. Biografia acestei doamne în ceea ce privește relațiile ei cu regimul comunist? A fost condamnată la închisoare pentru că pentru tendințele ei pro-occidentale. Considerată pericol pentru. Mai cunoști și alte date legate de biografia? Tot am căutat, nu am găsit. Pare că nu este. Să mai găsesc informații răzlețite așa prin ziare, enciclopedia Bucovina, într-adevăr. Bine, mulțumesc! Listor 1876-1962, anii care a trăit, se naște în Cernăuți, de fapt, în Cernăuți. Da. Momentul acesta urmează Școala Generală în Cernăuți, urmează mai apoi liceul Eudoxiu Cumuzachi în prezent, liceul german în momentul respectiv din Rădăuți, urmând ca apoi să facă facultatea la Cernăuți, la Universitatea din Cernăuți, de teologie și filozofie. Da? Mai apoi urmează
Universitară la Siena, unde își va da doctoratul cu lucrarea înscrindu-se la doctorat în 1907, cu lucrarea pretențiile românești asupra Cucuții. Consideram că e mai bine să o dea la Siena și nu în Bucovina, datorită faptului că ar putea trezi revolte în această zonă. Își va ieși doctoratul în 1911. Cu lucrarea în sănătatea importanței românilor și principalele organizări de stat, sau de românilor. Mai târziu, în 1912, este înființată la Viena, în cazul facultăților de la Viena, Catedra de Istorie Sud-Est Europeană. Mai bine fără asta. Mai bine fără asta. Am o voce despre Dupen. Deci rămăsesem pe la 1912. În 1914 se refugiază la București, odată cu începerea primului război mondial, mai apoi la Cluj și în Iași. Ajunge în Odessa, după care se refugiază în Basarabia, unde dă naștere în Universității Populare în care predă istorie. În 1914 adresează alături de Goga declarația către Ferdinand, susținând necesitatea și importanța trimiterea ajutorului militar în Transilvania, cât și în Bucovina, pentru sprijinirea unirii acestor zone cu regatul, spunând că acestea ar trebui să fie sub sceptrul aceleiași dinastii. În 1916, deodată dă naștere juniunii literare, se implică mai târziu în realizarea unui ziar de Bucovina, intitulat Lehnul Bucovinean. Susține de asemenea în 1916 un discurs, odată cu venirea lui la Universitatea din Cernăuț, când la care primește răspunsul partea lui Iorga. Okay. Poți să ne spui câteva date legate de activitatea lui Ionistor după anul 1918? Da, este ministru al Cultelor și al Artelor. Este de asemenea ministrul Sănătății, ministrul Muncii și a Ocrutirii Sociale și în ultima instanță, cred, ca prima activitate, ministru al minorităților. Și câteva date după terminarea celui de-al doilea război mondial? În 1948, odată cu instaurarea regimului comunist, îi sunt confiscate biblioteca personală cât și scrierile sale. Ca mai târziu, urmând să-și piardă o parte din scrierile sale. În 1862, precizează la 100 ani. 1960. Și relațiile cu regimul comunist, știi ceva? Nu a colaborat foarte mult, știu doar că în cadrul regimului din Carol al II-lea colaborează cu... A fost ministru, dar nu foarte mult timp. Ok, mulțumesc. A fost un om modest și care a votat întotdeauna bine de cetățeanului, a prezentat pentru bine cetățeanului, a studiat la Viena, face parte dintr-o familie bogată, care făcea vreme. Dar numai prin asta se remarca familia Cumuzachi în acea vreme, prin faptul că era bogată? Erau oameni culți, erau oameni cu funcții. Cum a spus, studiază la Viena și Iuha. Dacă ai putea să-mi spui prin ce anume consider tu că Eudoxiu Cumuzachi este o personalitate a culturii bucovinei? A avut un discurs la temerea bucovinei. Poezie mai disperată, de exemplu,
cea mai importantă poezie considerată a lui a fost Fuga Morții, care descria lagărele Da. Dacă cunoști motivul pentru care s-a fi inspirat în această temă? Da, deoarece exista anul sau ceva de genul care a spus că opera scrisă după Auschwitz este barbară. Da, și trebuie să ținem cont și de faptul că familia lui a fost deportată în Transnistria. Da, da. Și tot datorită faptului că a fost criticată cu această poezie, Paul Celan, fiind sensibil la critici, a scris o poezie și mai disperată, numită Îngustarea, în care era un limbaj mai disperat și mai... Au avut un efect aceste disperări ale lui Paul Celan în evoluția lui viitoare? Știi cum a sfârșit, Paul? Da, s-a și necesit. La 50 de ani, pe sinicis. Mai știi alte date legate de Paul Celan? Paul, deci Celan era un pseudonim. Se pronunță Celan, nu știu exact cum e. Celan, numele rog, Celan, adică nu e așa. Și a fost caracterizat, opera lui a fost caracterizată prin două lucruri. Ori au încercat să refacă limba germană, ori să distrugă limba germană. Așa a fost caracterizat în opera. Cunoști un filozof german care i-a apreciat opera și l-a apreciat în mod deosebit? A fost unul dintre cei mai mari compozitori români. În cinstea sa se organizează anual la București Festivalul de Muzică Clasică Ciprian Porumbescu. El s-a născut în anul 1853, într-o comună de lângă Suceava, într-o familie simplă și condiția materială pe care nu i-a permis să studieze consecvența aprofundată muzica în pentru copilărie. A studiat muzica la Suceava și la Cernăuți, a condus corul Societății Culturale Arboroasa. Și un moment important în cariera sa l-a reprezentat anul 1871, când a participat la sărbările de 400 de ani ale întemeierii Mănăstirii Purna, alături de mari contemporane săi, Mihai Minescu, Adic Senopol, în urma unde a încântat publicul cu un cântec la vioară. A primit o bursă de studiu la Viena, unde a studiat la Academie für Musik, a murit în anul 1900 a murit la în anul 1883 la 29 de ani de tuberculoză în satul Stupca, care astăzi se numește Ciprian Porumbescu, în onoarea sa, alături de sora sa Mărioara. În afară de preocupările muzicale, ai cunoștință? Ciprian Porumbescu și-a îndreptat atenția și spre altceva? A scris ceva? De faptul că a lăsat un jurnal? Știu că a lăsat o carte. Nu știu dacă este scrisă de el însuși și de încântat la Stupca Ovioară. Este mai mult o carte biografică, dar nu este scrisă de el. Da, asta și un jurnal, ceva mea de copii, am publicat. Bine, mulțumesc. Vladimir Preta a absolvit școala de teologie. Putem spune că a fost primul a fost mitropolit a Castelului, devenind episcopal Rădăuțului, apoi mitropolit al Bucovinei. Da. Mai cunoaște alte date legate de Și
în ce consideră că ar fi reprezentativ pentru cultura bucovineană? Puteți spune că a fost reprezentativ pentru ce a... a avut funcție importantă în Camera Deputaților din Viena. Mai cunoști alte date legate de biografia lui? Din biografia lui? La Colegiul Național Eudoxiu Frunzache. Întemeiază aici în revista Mauduri, alături de niște prieteni. El moare înnecat în apa Sucevei, la 19 ani. După moartea sa, la 10 ani, doi dintre prietenii săi publică volumul Fire din Poveste. În 2003 este publicat un volum postum. Sistematică și foarte completă de cântece și tradiții locale. Cu ajutorul elevilor săi, el este de origine austriacă, de fapt așa. Toată munca lui de strângere a informațiilor despre tradiții și cultură este de aproximativ 6 ani. Are o nevastă funcție de conducere. La universitate a fost director în Pește. Și decan și... Și mergem mai departe. Jurnalist. Domnul redactor de la Săptămâna Florin Cotos ne expună câteva cuvinte despre această probă. Ce așteptați de la domniile lor? Conferenții noștri de astăzi trebuie să redacteze și să prezinte o știre în cele patru domenii cu care le voi anunța. Este vorba de actualitate, eveniment, economie, administrație publică și sport. Fiecare dintre dumneavoastră va veni la mine, va alege un domeniu din cele patru, va trage la sos o temă, iar rugămintea mea este ca în maxim 10 minute să redactați o știre despre tema pe care ați trage la sos. În seara de 23 mai, anul curent, locatarul apartamentului numărul 36 din strada Ciprian Porumbescu, numărul 26A, a constatat în momentul întoarcerii de la serviciu că ușa imobilului său a fost forțată, iar interiorul răvășit.
În urma anchetei autorităților locale s-a constatat că vecinul său, Popescu Iulian, a forțat ușa intrând în imobil și furând întreaga colecție de bancnote și monede vechi în valoare de 2500 RON în conlocatarului său. Inculpatul urmează a fi judecat la data de 10 iunie pentru furt calificat la judecătoria Rădăuți, riscând o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Pe 29 mai 2008, orașul Rădăuți a fost cuprins de flăcări. În ciuda faptului că pompierii au intervenit într-un timp scurt, Casa de Cultură a municipiului a fost arsă până la temelii. Planul de renovare a spațiului se pare că nu a fost atât de eficient. Muncitorii care lucrau de câteva zile au fost responsabili de începerea incendiului. Se pare că viciul i-a ajuns, întrucât mucurile de țigară aruncate au aprins o scânteie în contact cu vaporii de intralac folosiți pentru a renova încăperea principală. Firma angajată va trebui să plătească pauzele, iar primăria a estimat că vor începe reconstrucția în 2009. Reducerea aplicată de către primăria municipiului Rădăuți, salariilor personalului primăriei, i-a nemulțumit pe aceștia având în vedere că nu e prima reducere. Se pare că primăriei nu-i ajung banii pentru organizarea campaniei electorale sau caută să-și rotunjească fondurile. De menționat este și faptul că primăria a renunțat la serviciilor unor persoane din personalul acestei instituții, micșorând astfel suprafața de interacțiune cu publicul. Să sperăm că următorul primar va readuce la normal situația actuală. Astăzi, 30 mai 2008, a avut loc finala Cupei României cu stadionul municipal de Rădăuți. Cât a fost echipa CSM Bucovina Rădăuți. Meciul a fost unul strâns, dar echipa Bucovinei a reușit în ultimele 3 minute să marce golul decisiv dintr-o lovitură riscantă cu capul. Rezultatul final fiind de 1-0. Rădăuțul, cu o foarte mare tradiție în concursurile hipice, a redevenit un punct de atracție pentru toți pasionații de asemenea competiții, în special pentru iubitorii curselor de galop. În data de 30 mai, la Hetgheleia Rădăuți s-a desfășurat o cursă de galop la care au fost prezenți cei mai buni jochei din România. Ocupanții primelor poziții au fost răsplătiți cu premii consistente în bani, toți participanții având parte de premii surpriză. Da. Aparțin grupul școlar Antonu Mătrescu Rădăuți se va confrunta pe data de 20 iunie 2008 cu echipa de handbal al Colegiului Tehnic Rădăuți în etapa zonală. Acest meci va conta în promovarea spre titlul județean de handbal. Acest meci se anunță unul deosebit de strâns, deoarece ambele echipe au avut o evoluție bună în sezonul trecut, fiind la doar câteva puncte de promovare. Meciul se va desfășura pe terenul echipei aparțin grupul școlar Antonu Mătrescu. Cere între primărie și o societate comercială în vederea reciclării deșeuri. Parteneria pentru reciclare. Ieri, în urma ședinței Consiliului Local, care a avut loc începând cu orele 10, s-a decis încheierea unui contract de asociere între primărie și Asociația Comercială Green Pump în vederea reciclării deșeurilor de pe raza municipiului Rădăuți. Într-un interviu ulterior, domnul primar a declarat că motivul încheierii unui astfel de parteneriat îl reprezintă decizia de desființare a gropii de gunoi municipale în cursul lunii august, când vor începe și obligațiile contractuale ale societății. Dumnealui a precizat de asemenea că începând din data de 1 august revine în obligația cetățenilor să sorteze deșeurile și să respecte calendarul de colectare ce urmează a fi publicat în cursul acestei săptămâni. Ce relevanță are pentru știi de faptul că ședința a avut loc la ora 10? Precizează prin precizarea coordonatelor temporale. Până la urmă s-au asociat, nu s-au asociat? Da, s-au asociat. Care este, nu știu, s-au asociat, da. S-au asociat. Cine va găsi etapa de zonă din țara Unitea de Sportul Școlar la Basta. Părinteana Sportul Școlar la Basta. Duminică. Mergi mai bine astea. Duminică 14 iunie 2008, orașul Rădăuți va găsi o Unitea de Sportul Școlar la Basta. Simt a treia. La basket masculin. Fiind a treia ediție, sperăm cu toții să avem parte de un spectacol sportiv pe cinste. Primăria orașului va organiza acest eveniment, dar în competiție s-au înscris deja și cei Olimpiada va avea loc în sala polivalentă din Rădăuți, unde se preconizează că
Echipa locală urmează suportul la 100 de fani. Așadar, să fim alături de echipa Rădăuțului în această competiție, băieții noștri merită acest lucru. Anul curent a avut loc o pană de curent în municipiul Rădăuț. Cauza întreruperii distribuției de curent electric a constituit o defectare a unui rulment cauzată de uzarea acestuia. Daunele produse însă au fost considerabile în bugetul firmei, întrucât timp de 2 ore au fost private de curent nu doar locuințele private, micii consumatori, ci și diverse societăți a căror activitate a fost periclitată în lipsa unor generatoare alternative. Directorul firmei, Andrei Pin, a prezentat scuzele de rigoare, urmând ca apoi să plătească despăgubirile cerute de diversi consumatori. Despre ce schemă este vorba? Distribuție curentă. Ce este singura prejudiciată? Nu, ea este cea care trebuie să plătească despăgubirile. Brandul de Rădăuți, o chestie care va fi următoarea probă, din care trebuie să treceți. Notele în acest timp vor fi puse frumușel într-un punct de către redactorul Florin Cotos și se vor duce în urna General Hotel. Vă rog, domnule Dăie. Înainte să vă explic despre subiectul acesta, o să vă rog să-și extragă numerele pentru ordinea în care vor intra. Brandul de Rădăuți este un subiect actual, din punctul meu de vedere. Rădăuțul are nevoie de un brand și, bineînțeles, cred că cei care vor realiza într-o zi acest brand se vor putea inspira din munca voastră. Am făcut 2 tutoriale deja cu candidații. Am avut niște surprize foarte plăcute. Le urez mult succes. După ce îmi comunicați ordinea, o să vă rog să ieșiți și să intrați pe rând. Iarăși pentru dumneavoastră un lucru de stat de vorbă. Consider că realizarea unui brand pentru municipiul Rădăuț este provocatoare, deoarece acesta trebuie să sintetizeze un mesaj care să vorbească despre toate sferele de activitate în care municipiul a excelat de-a lungul timpului. Pornind de la folclor, turism cultural și religios și terminând cu industria. Astfel am ales ca element central al brandului un grafic al cărei aliură este trasată cu roșu și care adoptă o creștere vertiginoasă și susținută după trecerea prin locul marcat pe hartă al orașului Rădăuț, sugerând o tendință asemănătoare de creștere în viitor. Graficul se construiește pe valorile fundamentale ale orașului, respectiv sunt marcate prin simboluri reprezentative, simbolul istoric, simbolul cultural, Mănăstirea Bogdana, care vrea să lege noțiunea de Rădăuți de noțiunea mai largă de bucovină a mănăstirilor și repere ale peisajului rădăuțean, care denotă urbanism și spiritualitate. Sigla Rădăuțului, am ales pentru sigla Rădăuțului, aliura a 2 ulcioare din ceramică, grație ocupării clasice pentru rădăuțeni în olărie. Dacă trecem mai departe la explicarea elementelor brandului, vom observa că logo-ul face trimitere la olărie și pe lângă acest fapt, ulciorul este adesea folosit ca simbol al belșugului. Motto-ul, inima inițiativei bucovinene, asociază imaginea orașului un spirit antreprenorial și ideal pentru dezvoltare, invitând astfel investitorii. Numele orașului a fost scris cu caractere îngroșate, comunică profesionalism și stabilitate. Graficul inspiră prosperitatea și progresul pe care le promovează acest brand. Platforma industrială, situată pe grafic, este reprezentativă pentru sectorul economic secundar, component al economiei orașului. Harta are rolul de a promova accesibilitatea și plasează orașul într-un context național și european. Statuia lui Bogdan I este relevantă pentru dimensiunea istorică a orașului. Și fericirea mea așa de parte. Avem 3 ramuri, mă întâlnesc după Comisul Răduțului, pe 3 ramuri, istorie, unic și timp liber.
Orașul Rădăuți reprezintă însă și istorie, având rădăcinile atât conflicte pe aceste miliarduri încă dintre istorie, va continua să existe prin tradiție, valoare și farmecul așezării de tip bucovinean. Observăm o serie de imagini cu... privește brandul, ce crezi că va reține? Care este primul lucru pe care îl va reține? La primul slide, te rog frumos. O imagine reprezentativă, cred eu că simbolul acestui oraș, dar este să fie pomenit. Am înțeles. Te rog, explică-mi în două propoziții, trei, modul pe care ți l-ai ales și conexiunea lui cu Rădăuțul. Modul am ales și fericirea mea așa departe, pentru că este un oraș liniștit din Bucovina, din nordul Bucovinei. Lumea se simte fericit în mare oraș, dar în Rădăuț fericirea mea așa departe, un oraș liniștit. Ok, mulțumesc! Amizat pe faptul că Rădăuțul se va dezvolta ca oraș turistic, astfel că am propus un motto tradiție și stil. De ce tradiție și de ce stil? Tradiție pentru că ne putem baza pe ea când e vorba de a ne afirma în străinătate, faptul că ceramica de Colibaba ne-a dus departe și ne-a oferit destul de multe premii internaționale. Imaginea Mănăstirii Bogdana, pentru că e monumentul cel mai vechi din Bucovina, respectiv Moldova, și faptul că întotdeauna am fost descoperit lucruri noi. Sunt colțuri care încă nu au fost puse în valoare și care merită să fie valorificate. De asemenea, visez pe faptul că avem încă multe spații verzi de care ne putem bucura, de care putem profita la maximul lor de relaxare. De asemenea, spații de divertisment, în schimb, am preferat să mă axez pe tradiții. De ce stil? Stil pentru că Rădăuțul are un stil bucovinean original, reprezentat atât în arhitectură, cât și în stilul de viață. Spune-mi, te rog, imaginea unde scrie de deasupra textului spre a descoperi Misterul Cunoașterii, de unde este? De la podul Vlădichii. Iazul de la podul Vlădichii. Și cât de reprezentativă crezi că este pentru Rădăuți? Consider că este un mod așa... să zic, preponderența spațiilor verzi. Faptul că poți opta pentru mai multe forme de a-ți petrece timpul liber în alături de natură. Ok, mulțumesc. Tradiție și cultură în natură. Am ales ca puncte forte pentru a demonstra sloganul, mănăstirea, cultură, o vândiță tradițională, catedrala, parcul, reprezentând natura, statuia, Bogdan Vodă, o imagine din, de ansamblu din muzeul etnografic
un cal care a înțeles că a avut rezultate din Helghelia Rădăuți și o imagine din grădina zoologică. Călătorul ce își va opri puțin pașii din mersul său grăbit pe aceste meleaguri de dor și de legendă, fie că vine despre Suceava și se îndreaptă spre locașul de veșnică odihnă al Marelui Voievod Ștefan cel Mare și stâns de la Busna, ori trece pe aici în drumul său spre vizita monumentalei mănăstirii bucovinene Sucevița, Putna, Voroneț, încă de la intrarea în acest oraș va remarca cu siguranță abundența vegetației, muzicalitatea cântătorilor naturii și parfumul florilor, precum și frumusețile materiale și spirituale deosebite, lăsate de înaintașii noștri de moștenire pentru eternitate. Toate aceste elemente fac corp comun pentru a descrie o stare de lucruri și pentru a dezvălui puțin câte puțin din pleiada marilor valori culturale, artistice, sportive, ce fac cinste urbei noastre. Și este de ajuns aici să facem trimitere la Mănăstirea Bogdana, Catedrala Rădăuți, Muzeul Etnografic Eugenia și Samuel Ionet, sau să amintim de grădina zoologică Helghelia Rădăuți cu rezultate excepționale în concursurile naționale și internaționale de echitate și statuile din centrul orașului, la loc de mare cinste aflându-se statuia Marelui Voievod Bogdan I, alături de măreața construcție ctitorită de el. Monument de artă medievală Mănăstirea Bogdana este ctitoria lui Bogdan I, poartă amprenta stilurilor romanic, gotic și bizantin, fiind prototipul mai multor monumente moldovenești din secolele 16-17. Este cea mai veche și mai însemnată necropolă domnească din Moldova, având picturi monumentale, momentan mai deteriorate, în interior. A fost printre primele centre de artă din Moldova. Muzeul Tehnic Populare Bucovinene a fost fondat în anul 1934. El expune în cele 11 săni o bogată colecție de obiecte, oglindând ocupațiile tradiționale a locuitorilor de pe aceste meleaguri. Se poate admira, printre altele, și o frumoasă colecție de ceramică de Rădăuți, marginea și de cutie. Am o întrebare. Ce înseamnă necropolă? Necropolă înseamnă biserica principală a zonei, a episcopiei. Și a doua întrebare, de unde e la textul? Textul? Da. În parte, în mare parte l-am făcut eu. Am citit de pe site-ul și l-am dat în text. Am înțeles. Poți să dai și pe ultimul site. Am apreciat faptul că a trecut sursele de informare, dar m-a interesat acum în special. Mulțumesc! Am ales Rădăuți ca oraș cultural. După cum puteți observa, am pus și, putem spune, aceste poze care vedeți cel trei, sunt poze care reprezintă Rădăuțul, Serefa Bogdana, Catedrala și statuia Bogdan I. Am folosit emblema, după cum vedeți, un seamăn cu un răsărit de soare, care va atrage vizitatorul, astfel încât să îl atrage spre o deschidere, spre ceva nou. Aici am spus ce reprezintă Mănăstirea Bogdana, monument reprezentativ al orașului Rădăuți, Catedrala reprezintă Centrul Ortodoxiei Bucovinene, statuia reprezintă Bogdan I, domnitorul Moldovei, capitala Rădăuți. Am reprezentat cele trei simboluri. Iar aici am dat câteva exemple de evenimente culturale. Zilele Rădăuțului, care au avut în 6 iulie. Gata a Festivalului Internațional Arcanul, Târgul Arbor Rochi de Comun, Festivalul Calului Bucovinean, cursurile Universității Populare Ion Nistor, Ecoizia Anuală Artiștilor Plastici Bucovinene Ion Irimescu, Tabla de Grafică și Artă Fotografică de Bogdan, Recital de Polne Educație de Paște și de Crăciun, la Catedrala Orașului, Festival de Date și Obicei Populare. Și cum observați, această prezentare a făcut-o că se semne ca un site. Da. Ok. O scurtă întrebare. Care este sursa pozelor? Sursa pozelor sunt făcute de mine. Cu aproape tot. Poate? Poate. Ok, mulțumesc. De unde ai știut de tot să votăm asta? M-am impresat. Bun. Pentru a prezenta orașul Rădăuți, am ales tema culorilor. Am observat că lumea trece prin Rădăuți fără să se uite la
florile din jurul lor și am ales câteva imagini reprezentative care mi s-au părut mie că lipsează folosirea culorilor în jurul lor. Pentru logo am scris, am făcut un logo care mi-a părut că este 6 fărță, întâlnit și tricolor, roșu, verde și albastră. Și apoi am făcut să prezint Rădăuțul oarecum pentru a să apară, nu știu cum exact să mă exprim, să apară foarte încet, foarte încet pentru a sublinea ideea de relaxare, de timp liber și ideea că este loc și pentru tine, un oraș frumos, verde, cu clădiri frumoase, în care oricine poate să vină să facă la sketch-ul. Ideea pe care eu doresc să o promovez este a unui Rădăuț, un oraș de la tradiție la dezvoltare, după cum spune și modul. De ce de la tradiție la dezvoltare? Pentru că orașul Rădăuț se păstrează tradiții, cum ar fi meșterul Colibaba, care încă realizează ceramica de cutii, după cum este și o poză, un meșter orar, dar și dezvoltare pentru că mai nou foarte multe investiții încep să se aibă loc în jurul acestei zone. Emblema pe care am ales-o eu este stema Rădăuțului. Face referire la originea orașului. Aparține încă din Evul Mediu, capul de Bour fiind amintit de vânătorile dormitorilor. Și de asemenea am ales câteva poze, simboluri reprezentative ale orașului, Mănăstirea Bogdana, care este mănăstirea domnească a domnitorului Bogdan I, construcție de piatră din Moldova, catedrala, pogorârea Duhului Sfânt, muzeul etnografic, care prezintă metode tradiționale de fabricare și de prelucrare a materiilor prime, Hergelia, care mai are încă, amintește de Hergelia regală, deoarece a fost înființată de Imperiul Habsburgii, inițiala avea 1400 de cai, iar în ziua de astăzi mai are doar 295.
Și o imagine din templul evreiesc, element protejat de UNESCO. O imagine este chiar în centru, locul unde se țin slujbele sfinte. Și aș dori să menționez că pentru ei simboluri sunt leul și crucea lui David cu 6 colțuri. Și că în templul nu au voie să intre femeile și copiii sub 14 ani decât până la balcon. Acestea consider eu că sunt principalele puncte de atracție ale orașului. Și la ce le-am pus în această prezentare. Ok, mulțumesc frumos. Spune-te rog, în momentul în care cineva se uită în grabă și se vede prezentarea, care este primul lucru pe care îl va reține? Eu consider că primul lucru pe care îl va reține vor fi imagine, deoarece am folosit contrasturi de culori complementare, crem, gălbui și albastru. Astfel, ochiul va fi atras spre imagini, care sunt așezate și pe centru, pe diagonală. Spre una anume? Poftim? Spre imagine anume sau toate? Am zice spre cea din centru, a unui olar, care lucrează. Ok, mulțumesc. De unde va fi imagine? Brandul de oraș, de fapt, înseamnă cum este perceput în oraș de locuitorii lui și cum este perceput în același timp de ceilalți care nu locuiesc în acest oraș. Rădăuțul are, sau poate fi identificat după trei simboluri. Biserica Poblana, Sinagoga Evreiască și, în ultimul rând, Hergelia Rădăuț. Ne-am bazat sigla pe imaginea unui cal care reprezintă Hergelia Rădăuț, care este una dintre primele din țară. Celelalte elemente ale siglei sunt soarele, care confirmă sloganul liniște ca acasă. Albastrul reprezintă apa, pentru că este o zonă în care sunt multe râuri. Verdele reprezintă pădurile și zonele împădurite sau verzi din împrejurul Rădăuțului. Iar crestăturile negre reprezintă sau ilustrează agricultura, care este un domeniu foarte activ în această zonă. Spune-mi, te rog, de ce te-ai hotărât pentru un logo animat și nu pentru post, pentru imagine? Localitatea Rădăuț este un, totuși un centru mic. Mai bine atragi turiștii aici și lași să descopere singuri această imagine reprezentativă. Ok, mulțumesc. Pentru domeniul management, notele au hotărât că cel mai bun manager dintre toți este domnul Banciu. Domnul Banciu ne anunță cine este. Deci premiul pentru management merge la Colibaba Raluca. De milioane. Mulțumesc! A trebuit să reacționez altfel? Nu știu. Personalități culturale din Bucovina. Premiul merge la domnișoara Colibaba Raluca. Încă că te exteriorizezi altfel. Încă 20 de milioane. Am acordat acest premiu pentru claritatea expunerii, pentru cantitatea informației, pentru felul în care a știut să subliniezi importanța personalității pentru cultura bucovineană. Mulțumesc, pentru că recunosc că eu vreau să fii ce. Ai avut noroc. Ok, mulțumesc. Știri bune sau nu tocmai bune, dar jurnalistul din voi a fost ales. Florin Cotus. Poți a fost foarte bun, în schimb, de la unul singur aș cumpăra o știre.
Acesta se numește Orel Cristian. Dacă ar fi fost ales altcineva, îl amonestam pe colegul meu, pentru că și mie mi-a plăcut știrea ta foarte mult. Da, și a rămas brandul de rădăuți. Pentru brandul de rădăuți, îl premiem pe Purel Cristian. Da, ai participat și anul trecut. Anul trecut mai puțin, dar asta să faci. E bine să ai bursă, Nicodemus. La școală ai bursă? Încă nu, dar suspendem bursa asta, nu? Măcar știi pentru care bursa aveți. E bine, așteptați momentul cecului, premiul special. Dați-i cuvântul domnului. Asta vreau să spun. Premiul special. Este un premiu inventat pe moment. E un premiu special. Cu lămâie. Cu lămâie. Nu știu, spuneți cum vreți. Lămâia cu care ce? Se acordă, nu știu. Bogdan Bogdan. Dacă între celebrele festivaluri există și Zmeurica de Aur, de ce să existe un premiu pentru o lămâie care se adaugă într-o rețetă a unei fabrici de succes care produce gem? Premii de participare. Vreau să recunoaștem. Nu, pentru că și-au pierdut timp aici cu noi, seara. Și cei care au primit premii? Nu, cei care nu au primit. Cei care nu au primit premii. Premiul de participare, da? Așa e, participare. Așa. Ce premiu a mai rămas? Marele premiu. Ce? Da, domnul Costel, haideți să... Stăm în față, așa, să ne vadă toată lumea. Eu vreau să văd atât. Dacă are acoperire financiară, trebuie să precizăm că acești bani, dacă nu știți, nu sunt de la Fundația Umanitară Castelul, care aparține domnului Babiuc, nu sunt de la Societatea Nicodemus Babiuc, ci sunt banii personali, banii de buzunar, domnului Castel Babiuc. Shopping, adică cu jumătate de zi mai puțin shopping. Și marele premiu merge la... Așa este un punct, că merge zi mai puțin. Acest premiu sper să răsplătească un pic din munca ta depusă atât la școală, cât și pe lume. Munca suplimentară. Cu siguranță. Cu siguranță. Mulțumesc frumos. Felicitări. Bursa Nicodemus, ediția a doua. Sperăm să existe și ediția a noua și a zecea. Cu mai mult bani. Și să fie o motivație pentru dumneavoastră în învățătură. Vă mulțumesc!
Duminica trecută am fost prezenți pentru dumneavoastră la slujba de sfințire a temeliei mănăstirii Intrarea Maicii Domnului în biserică, ce se construiește în spatele orfelinatului Sfântul Ierarh Leontie. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul Pimen împreună cu un sobor de preoți. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, cel ce vine într-un numele Domnului. Este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Făcătorule, Făcătorule și plăsmuitorule a toate Dumnezeule, îndreptează cu sporire prin binecuvântarea ta lucru mâinilor noastre, ce s-a început spre slava ta și cu puterea ta cea cerească adu la săvârșire, cel ce singur ești atotputernic și iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunile tuturor sfinților tăi, Doamne, și ale născătoarei de Dumnezeu, pacea ta dă-ne-o nouă și ne mântuiește pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeu cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singur care par minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care, prezunt apele, s-au temut, s-a turburat adâncul și mulțimea buietului apelor, al cărui umbre este mari și cărere în ape multe și paște nu se cunosc, care prin botez bun ne-a născut Fiului Tău cel într-o paște, prin vederea prea Sfântul Duh asupra Lui închid de porumbel, prin glas tot cel părintesc care se simțit curgilor Danle. Și acum cu milință te rugăm și cu stăruință cerem noi de la vecilor pe dăim. Și acum te mii de alt prea Sfântul bun viață, Făcător Duhului, ca sfințește toate. Sfințește apa aceasta. Amin. Și acum te mii de alt prea Sfântul bun viață, Făcător Duhului, ca sfințește toate. Sfințește apa aceasta. Amin. Și acum te mii de alt prea Sfântul bun viață, Făcător Duhului, ca sfințește toate. Sfințește apa aceasta. Amin. Curățești, Sfințești, dăruiește har și binecuvântare Iordane și cu puterea care curățește toată înțelepciunea și care binecă toată neputința. Alungă demonii și toate înălțirile și cursile lor și cu puterea, cu lucrarea și har prea Sfântul Duh, arată-o fi tuturor robilor tăi care cu credință o vor da, o vor lua și vă stropi cu ea, pe iertarea păcatului, spre depărtarea patimilor, alungarea tot răul, înmulțirea virtuții, vindicarea bolilor, prezințirea și binecuvântarea casă și a locurilor, prea rugată doar Duhul cel prezătoare și provocătoare, prea apropierea harul tău, că tu ești cel ce binecuvântezi în zeștoasă Dumnezeu nostru, e slavă lăsăm, și împreună unul născut Fiului tău, și prea Sfântul bun viață, Făcătorul Duhului tău, acum și pura și în veci, veșilor. A fost bine plăcută și bine primită vărsarea unui lemn pe care l-a turnat de acolo pe piatră pe care a pus stâmp și a numit-o Casa lui Dumnezeu. Te rugăm ca așa cu merință la unui lemn acesta, binecuvintează-l și sfințește pe el. Amin. Cerească ta binecuvântare și dă putere prin har pe totul ca toate câte spre slava ta să vă rog să fie sfințit și binecuvântate. Și ție bine plăcute, bine primite, cu îndoiele unui născut Fiul tău care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul, bun viață, Făcătorul Duhului tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântește, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru,
să fie apărat locul acesta cu semn cel făcăjător și puterea cugetare spre slava ta, a Dumnezeu nostru, cel ce te-ai răstignit și a Părintelor și până început și prea Sfântă Duh. Să depărtezi de tăi Duhul cel adupezător și toate puteri cel plătinge, ca tăi să te pânii și aici împărăția și puterea slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, crucea împingându-se pe pământ, întărirea prărmașilor a căzut. Și cu totul s-a sfârșit, iar omul cel mai înfrepădat, iarăși intră în rai. Slavă ție, Dumnezeul nostru, care binevoit așa. Cel grabne spre apărare și tare într-un ajutor, vină acum cu harul puterii tale și binecuvântând, întărește și dărăște bună să săvârșiri lucrurile robilor tăi aceștia, că poți face cât trebuie ca un Dumnezeu atotputernic. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeu atotputernic, ca prin toiacului Moise ai preînchipui cinstită de viață făcătoarea cruce a iubitului tău fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, însă binecuvântează în cel locul acesta cu puterea și cu rugarea cinstită de viață făcătorul demnul acelui al cruce, pe care a dobândit-o prin stropirea cu prețul sânge al fiului tău, prea rugarea demnului și a toată răutatea, păzind locul acesta și pe cei ce vor sluji ție în el nevătămați de tărău, cu rugăciune prea sfinte, stăpâni noastră născătoare, Dumnezeu și pura Fecioară Maria, intrare în biserică, că s-a binecuvântat spre slăvit împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu cel viu, Dumnezeu cel adevărat, strălucire și chipul părinților fără de început și viața veșnică ar fi în piatra cea din capul unghiului, te-ai tăiat din munte cel curat și fecioresc fără de sămânță vărbătească și ești temelia răclintită a bisericii tale care cu vărsarea prețios sânge a întemeiat biserica ta, iar cu moartea ta ridicată, cu învierea desăvârșită, cu înălțarea binecuvântată, cu urea Sfântului Duh ai sfințit-o și ai răsit-o. Și acum cu miniții ne rugăm, trimite harul prea Sfântul Duh și binecuvintează punerea pietra acestea și toată temelia zilei ca să începe într-o slavă prea Sfântul Dumnezeu și a prea Sfântul Răscătoare Dumnezeu intrare în biserică. Tu ești Alfa și Omega, început și sfârșitul, care dintr-un început ai plăsmit tot, fiind începutul, înmulțirea, săvârșirea lucrurilor acestea. Binecuvântează pe Titus, lucrător și ajutător, și lucrul mâinilor îl sporește. Și cu pronia ta cea dumnezească, mulțești și cu îndesurat toate cele trebuințe spre ridicarea de noua biserică acestea, ca să fie biserică de sfârșită, prin deslava ta și întru ea să preamărească numele tău cel prea sânt și mare. Cel ce împlinul cu Tatăl, Dumnezeu, ești binecuvântat, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvântează piatra aceasta prin stropire cu apă sfințită într-o neclintită temelie a bisericii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui. Așa. Lăudați pe El într-o tăria puterii Lui, că se vor lăuda cu vioșe într-o mărire și se vor bucura într-o așternutele lor. Se pune temelia bisericii acestea într-o slava Maierului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în cinstea preasfântă născătoare Dumnezeu intră în biserică. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pura și în vecii vecii, oameni cel prea înalt, întemeiat așa biserică, Dumnezeu în mijlocul ei și nu se va clătina în veac. Și vă ajută Dumnezeu de dimineață. Binecuvântat și însemnat să fie locul acesta într-un locaj de rugăciune, cinstea și slavă lui Dumnezeu și lui slăvit în Sfânta Treimii, a Tatălui și a Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scunzi iau de dimineață în piață pe care o pus de sie căpătăi, a ridicat și-a tunat deasupra un de lemn și a zis, Domnul este în locul acesta, el nu n-am știut. Înfricoșător este locul acesta și nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și aceasta este poarta cerului. Aleluia, aleluia, aleluia. Se începe lucrarea aceasta în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Un de lemn. Aleluia. Da, unde să ne
Stâmpiți. Nu. Da, da. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care ai venit pe pământ spre mântuirea noastră și ca cel sfânt te-ai arătat din munte și lumbros al Fecioarei și cu oameni ai pețuit, privește, te rugăm cu milă asupra actitului bisericii care se va începe să zi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care a binevoit antemeia biserică, pe locul acesta și pe această binecuvântată piatră pusă în numele Tău, îți primind cu milă pe cei ce se aduc ție altar dintr-o altare, predicarea bisericii ce zidești în slava Ta și într-o cinstea și pomirea preasfintei născătoare Dumnezeu, intrare în biserică. Dă-le lor mulțimea bunătăților Tale cerești pământești, iar tuturor celor care vor da ajutor la ridicare să vârșească aceste biserici, dărăște-le sănătate trupească și mântuire sufletească. Pe lucrători întărește, păzinte nevătămați de tărău, iar temeria aceasta păzește nesurpată și neclintită. Și biserica aceasta adăcură la săvârșire ca nea necetat să te slăvim și să te cântăm pe tine, unul adevărat Dumnezeu nostru, cu cântări de toată lauda, și cu jertfe de sânge, că ții-ți cu mine toată slava, cinerea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Și noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Ca să se zidească pe El biserică într-o slava preasfântului nume. Deci te rugăm cu milință, plecând genunchii sufletelor noastre, binevoiește ca spre slava Ta și mântuirea sufletelor noastre să se zidească pe locul acesta jertfelnicul, pentru a se aduce pe jertfa cea fără de sânge, a preasfântă trușa a scump sângele Hristosului Tău, precum biserica, așa jertfenul cu acesta care, îndată va la început, adu-le curând la săvârșire, cu puterea Ta cea dumnezeiască, ca în ea și pe el, până la sfârșitul veacului, poporul tău cel binecredincios, neîncetat și fără nicio împiedicare, să aducă să săvârșească doxologia preasfântului nume, și jertfa cea fără de sânge și curăsitoare, că toate sunt cu putință, și slavă lăsăm împreună și unul cu Fiului Tău și prea sfântă și bun viață, că tot Duhul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne și auzi-ne cu ne Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Să ne rugăm ca să se trimite la sfânta această lucrare înger păzitor care să izbăvească și să apere de toată reaua întâmplare și de piedicile vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți și pe lucrători să-i întărească, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte încălcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte încălcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Stimate domnule primar, dragoveasă Părinte Stars, Părinte Stars de la Râșca, cinstiți părinți, întrunii părinte consilier, cei doi consilieri, iubiți credincioși. Iată, deci am sfințit locul și temelia unei biserici care se va înălța, aici unde persoane cu dăruire față de frații mai mici al lui Hristos,
se vor ruga și vor, și vor lucra spre binele, spre folosul, spre ajutorul celor din acest cămin de copii. Toate sub povața Părintele Stareț Arhimandrit Iustin. Iată, deci, aceste construcții, sigur, cu ajutor de la sat, însă cu purtare de grijă permanentă, permanentă, cu multe bătaie de cap a Părintelui Iustin. Și aici la fel. Când construiești ceva, o casă mai mică sau mai mare, oriunde ai fi, ai nevoie și de o aprobare din partea conducerii locale. Așa e la noi, la ortodoxi. Deci, înainte de a boteza copilul, trebuie să ai certificat de la primărie. Înainte de a cununa, la fel, și înainte de a mormânta, la fel. Pentru că avem și suflet, avem și trup. Și sigur, sunt niște legi. Sunt niște legi care trebuie respectate. Dar sunt și activități și lucrări care trebuie să aprobate și aici, sigur, contribuie și bunăvoința a conducerii locale. De aceea noi suntem centru eparhial, totdeauna îndatorat să mulțim în zona aceasta și în orașul acesta conducerii primăriei. În momentul de față, domnul primar Frunză. Aici avem două instituții, deci primăria, Consiliul Local și mănăstirea, având în frunte bun gospodar, Părintele Iustin pe care îl cunoașteți foarte bine și domnul primar. Zic, îndată peste o zi, peste două, vom ști cine va fi primarul Rădăuților. Dacă nu va mai fi domnul Frunză, dorim ca acel primar să fie cu înțelegerea, cu bunăvoința și cu dragostea față de cele ale bisericii, la activitățile acestea, măcar un sfert, măcar un sfert față de ceea ce a fost și a făcut domnul primar Frunză. Măcar cu un sfert și vom fi foarte bucuroși. Sigur, va trebui virtute deosebită. Deosebită, pentru că zice când zici, mărirea schimbă firea și când te vezi în fruntea o instituție, oricare ar fi și eu, de multe ori uităm de cei mai de jos și de nevoile de obște. Nădăjduim că primăria va avea în continuare un primar cu râvnă și cu dragoste față de biserică și de activitățile bisericii. Activitățile bisericii biscredincioși se îndreaptă către binele bisericii, fie că vorbim de cele duhovnicești, slujirea preotului la altar. Sigur, slujește cele șapte sfinte taine, alte slujbe pentru sănătatea credincioșilor, pentru pacea lor sufletească, pentru mângâierea lor, asta e slujirea celor care slujesc la Sfintele Altare. Însă biserica mai are o lucrare deosebită. Are lucrarea aceasta numită astăzi socială, socială. O lucrare de ajutorare a instituțiilor de binefacere și a persoanelor. Când eram student, la facultatea de la București, profesor de drept bisericesc spunea așa, nimic din cele sfinte nu sunt posibile să fie slujite și săvârșite fără cele materiale, fără materie, fără bunurile pământești.
să dea ca exemplu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfânta Împărtășanie, are nevoie de pâine și de vin. Suntem și trup. Iar veniturile materiale ale bisericii se îndreaptă către ajutorarea celor săraci, către sfintele locașuri, mai ales aici la noi în Bucovina, către monumentele istorice. Știți prea bine că lupta mea, strădania mea și necazul meu este să sunt legate de retrocedarea fondului bisericesc, ale cărui venituri se îndreaptă către săraci și către monumentele istorice. Pentru că această avere, această destinație o ai, o are, către sfintele biserici și către cei săraci, frații mai mici al lui Hristos. Ca să nu dai această avere, această proprietate bisericii pentru repararea bisericilor, pentru ridicarea bisericilor și veniturile să le iei tu pentru tine și să nu rămână al bisericii, înseamnă furt de cele sfinte. Deci acești oameni care exploatează pădurile bisericii sunt hoți de cele sfinte. Și am înțeles lucrul acesta mai bine când, citind în trecutul istoric al Bucovinei, împăratul Austriei la 1889 a vrut să cumpere moșia Rădăuților, proprietatea fondului bisericesc. O avea în arendă, în arendă. Deci era proprietatea bisericii. Cei de astăzi care fur această biserică, aceste păduri, sigur zic, n-a fost proprietară biserica, fondul bisericii, a fost numai administrator. Mari mincinoși. Și a spus, deci o avea în arendă și a vrut să o cumpere și a spus, mitropolitul, nu se poate, împărate. O avere bisericii nu se înstrăinează. Episcopul care înstrăinează este cateresit. Și am zis eu, când am citit rândurile acestea, cum să fie cateresit pentru și bunuri materiale? Da, că acestea sunt îndreptate către sfintele biserici și către frații mai mici ale Hristos. De aceea sunt mari oamenii, sau vor fi mari cei care vor retroceda fondul bisericesc. De aceea sunt mari cei care au dat bani și au făcut aceste case. De aceea vor fi mari cei care vor da ajutor mai departe. Și de aceea este mare Părintele Iustin, pentru că zi și noapte, clipă de clipă, s-a osenit ca să vedem ceea ce este aici. Pentru că nu mică i-a fost grija. Și de aceea este mare primar al Rădăuților, domnul Frunză, pentru că a avut această bunăvoință. Cât a putut, cât a putut, pentru că, sigur, și el sub lege, cât a putut. Da. Și de ce ai mulțumit? Nu se leagă pentru nimic de ceea ce trăim aceste ceasă până la ora 8-9. Nu, Doamne ferește, aceea ce fiecare stăpân pe conștiința lui, pe conștiința lui. Dar eu sunt dator să mulțumesc celor care au făcut lucrul acesta, pentru că sunt mulți care putea să o facă, să retrocedeze și n-a făcut-o. Sigur, acum promit mare cu sară să fie sănătos. Dă-i Dumnezeu să fie așa. Să fie așa, sigur că trebuie să credem pe fiecare. Deci iată în ce moment ne găsim noi de a mulțumi lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă și de a aduce cuvânt de mulțumire celor amintiți, domnului primar Frunză și părintele stares Iustin și dumneavoastră. Că și dumneavoastră contribuiți. Dumneavoastră contribuiți. Cu puținul dumneavoastră, cu puținul dumneavoastră. Aici și în alte părți. Aici și în alte părți. Deci, aceste cuvinte am vrut să vi le spun și
rugăm pe Domnul Dumnezeu ca să ajute Părintele Iustin mai departe să ducă la bun sfârșit ceea ce începe aici și lucrarea care urmează, sigur, să se încheie, să primim acest copii și să îi îngrijim ca pe frații mai mici al lui Hristos. Amin. Să fiți sănătoși! Înalt preoția voastră, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, așa cum spunea înalt preasfințitul, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Noi, într-un mod deosebit, că ne-a întărit și ne-a deslușit cu binecuvântarea înaltului să reușim să facem ceea ce se vede în față. Noi suntem datori înalt preasfinției voastre să vă mulțumim și înalt preasfinției voastre. După o zi destul de obositoare de slujbă, care știm că veniți de la Mănăstirea Vatra Moldoviței și vă îndreptați la ora 5 să începeți privegherea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, care vă așteaptă atât Sfântul cât și credincioșii. Noi vă mulțumim pentru purtarea de grijă, vă mulțumim pentru încrederea care ne-ați acordat-o, pentru sfaturile care ne le-ați dat, vă mulțumim pentru învățătura care în decursul veacului, în decursul vremii de când s-a deschis Mănăstirea Bogdana, ne-ați împărtășit-o permanent și a fost permanent în mijlocul nostru. De aceea noi rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dorească în primul rând sănătate, să vă dorească pacea sufletească de care aveți nevoie și să scăpați de frământările de care tot povestiți tot timpul, cu aceste necazuri care le-ați întâmpinat din partea autorităților centrale, referitor la fondul bisericesc, la alte probleme care le-ați avut cu monumentele istorice, la tipedici care le-ați avut, care numai în altă preasfinția voastră le știți. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să fiți sănătos. Și cu răbdare. Dacă aveți mai mult răbdare, să-mi dați și mie. Noi vă mulțumim și mulțumim și celor care ne-a dat. Mulțumim tuturor care vă stai. Sănătate. Trăiți în mulțumim. Sănătate. Sănătate. Trăiți. Sărbă. Sănătate.